Vă salut! Astăzi e 24 iunie. Eu nu prea am nimerit-o bine la tei. Am venit la o pădure, dar nu prea... Mi-a picat mult albină, nu știu ce s-a întâmplat. Acesta e zborul, e cam... Nu știu dacă se vede. Destul de slăbuț. S-a strâns ceva miere, dar nu de speriat. Da, o să desfac acum înăuntru, vreau să deschid și un stup. Așa, continui înăuntru. Am zis să deschid și eu un stup. Să văd și eu cam ce... Asta e cântarul, dar nu-l deschid ca să nu-l deranjez. Îmi pare rău că n-am filmat înainte. Înainte să vin la tei. Ca să vedeți cât albină era. Și câte mai e acum. Deci, ce am nimerit eu la teiul ăsta? Nu știu. A picat albina. A picat tare de tot. Am auzit că toată lumea a făcut miere de tei. La mine... Ia să scot eu. Pe aici vreo ramă. Deci la toți a mers, bine, numai la mine n-a mers. Da, se simte nițică mierea, dar puțină nu. Uite, cred că se vede lucește în ramă. Dar nu era medalea pline să... Adică, sincer, eu nici nu scot miere. N-am ce să scot, o las. Și așa, seara asta aș vrea să-i duc la floarea soarelui, dar nu prea mai albină. Uite cât albină mi-a omorât. Uite, miere este. Da? Dar simt rama, nu, cine știe ce, adică... Uite, asta. Cât să zic. Un kil pe ramă, așa. Poate și mai puțin. Deci a picat albină multă și miere puțină. Asta e, nu mai viu la pădurea asta, înseamnă nu mai trebuie. Ia uite. Deci foarte puțină miere. Asta e. Asta parcă e mai grea. Deci uite. Asta e mirea. Dar nu scut. Pentru 7-8 kg, 10 cât o fi, nu știu. Nu. Rămâne aici. Treaba e că a scăzut albina tare de tot. Hai să opresc telefonul, că nu pot. Așa, am dat catul jos. După greutate, așa să zic, maxim 10 kg de miere. Ia să văd ce mai am aici. Îmi pare rău că n-am făcut eu un film înainte de tei. Deci era catul plin de albin. Ultima ramă. Ia să pun jos.
Hai să zicem că e și albina la culesacul, dar nu, a scăzut albina tare de tot. Asta e ghinionul meu, ce să zic. Puțin polen aici, puțină mâncare. Tot așa polen. Puțină miere pe colțuri. Puțin pâdă, mai mult polen aici. Așa, aici avem puiet. Ramă cu puiet. Deci aici e ouat și larvar. Nu mai, în seara asta iau. Îi duc la Floarea Soarelui, ce mai face acolo, nu știu, dar nu știu de ce a murit atât albin. Aici puiet larvar. Aici puiet căpăcit. Dacă nu iese. Acum un an am pățit la Floarea Soarelui așa, dar pica mult albina. Asta e ghinionul meu, ce să mai zic. Ce puțină miere. Nici n-am mai luat matca. Am puțin și puiet. Nu știu cât puiet a fost. 3 rame, 4, 4, 5 rame. Da, asta e situația la mine, deci nu e prea bună. Adică nici albine nu prea mai am. Nici miere cine știe. Cam atât să-l închid. Așa, ia să continui, eu să vă arăt pe deasupra. Deci înainte să-i aduc la tei, nici n-aveam curat să sal podișorul, că era aici, sărea pe mine albin. Asta să zic că are mai binișor așa. Dar nu, numai aici a fost. A murit mult albin.
Poftim. Se vede până jos. Cu ce să mai aduni? Da, cam asta e la mine. Nu toate sunt bune. Puteam acum să arăt poate un stup mai bun. Uite, pe toți i-a decimat. Asta parcă. Ce s-o fi întâmplat, nu știu. Știu că teiul omor albine, dar parcă prea de tot. Măcar de găseam plin de mieri. Uite, puțin albine. Deci așa sunt toți. Mă uit că nu mai am cu ce aduna la floarea soarelui. Cine să mai adune? Da, cam asta e situația. Sănătate și numai bine.